Consulatul României. Puteți să scanați codul QR de pe ecran, o să aflați prognoza detaliată din majoritatea orașelor din țară. Atât deocamdată, cu noutăți vă aștept la știrile prânzului. La revedere! Dorin, mulțumim! Da, mersi, Florin. Doamnelor, domnilor, aici se încheie primele știri ale zilei. Rămâneți cu ProTV, imediat începe Vorbește Lumea. Diseară după la Sferbinți, nu pierdeți de la ora 21:30 filmul Justițiarul. Mâine dimineață vă întâlniți cu Roxana Hulpe și Cosmin Stan la 7:03. Sănătate multă și să vă meargă cât mai bine. O zi frumoasă să aveți și un weekend pe măsură.